Franci este operatorul social responsabil numărul 1 din Moldova. An de an, alături de Fundația Orange, compania investește cu prioritate în dezvoltarea domeniului educației și al ocrotirii sănătății din țara noastră. Orange Moldova nu este doar operatorul numărul 1 în domeniul telecomunicațiilor, dar reconfirmăm statutul nostru de operator cu cele mai mari investiții în domeniul social. Circa 50% din toate proiectele Fundației Orange sunt dedicate anume domeniului educației. Unul dintre proiectele implementate cu succes 5 ani la rând de către Fundația Orange este burse pentru tinerii din instituții de tip internat, datorită căruia peste 400 de tineri din familii social vulnerabile au avut posibilitatea să-și continue studiile în școli de meserii, colegii sau universități. Orange Moldova este un partener de încredere al Centrului de Informații Universitare. Împreună realizăm multe proiecte destinate și adresate tinerei generații din Republica Moldova. Acest proiect este important pentru tinerii de astăzi, pentru că le facilitează accesul lor la studii ca să deprindă o specialitate și să fie angajați aici, acasă. Bursele Fundației Orange sunt alocate pentru acoperirea necesităților curente ale tinerilor pe durata anului de studiu. Finaliștii proiectului din acest an au fost invitați să-și ridice diplomele în cadrul unei ceremonii organizate la Chișinău. Я учусь сейчас в колледже. Благодаря этих денег я могу платить этот контракт или могу прокормить себя, потому что я живу с девочками на квартире, снимаю. Mulțumesc foarte mult Fundației Orange că ajută tineretul care au nevoie anume de acești bani. Și aș dori ca la noi în țară să implici și alte fundații. Eu și sora mea pentru primul an primim bursa. Acești bani au ajutat foarte mult, adică acoperim cheltuielile care le facem noi pe tot anul, adică din acești bani noi ne cumpărăm rechizite școlare, ne îmbrăcăm. Mulțumim Fundației Orange care ne ajută și sunt alături de noi de fiecare dată când avem nevoie. Datorită activității de responsabilitate socială a Orange, astăzi 10.000 de oameni beneficiază de servicii medicale de calitate, se bucură de burse pentru studii, au acces la programe culturale și au posibilitatea de a utiliza echipamente IT performante la școală. Fundația Orange cred că este un model, este vorba de un model de antreprenoriat social. Acele companii care au o responsabilitate socială, nu doar declarată, ci reală, așa cum o are Fundația Orange, pot să contribuie din nou la rezolvarea problemelor care există și la care trebuie să punem umărul cu toții. Vreau să adresez un cuvânt de mulțumire Fundației Orange, colegilor care aici o reprezintă, pentru această implicare. Peste 180.000 de oameni sunt beneficiarii proiectelor Fundației Orange, activitatea căreia fortifică statutul Orange de actor responsabil social numărul 1.